Proiect de Țară România, sunteți la Prima News, vă mulțumim. Ați ales bine, sperăm să avem două ore instructive și interesante împreună cu voi. Subiecte multe și astăzi, alături de colegul Sebastian Zachman, ca de fiecare dată aici în platou. Numele Proiect de Țară România, cum a venit? Ne-am gândit să așternem în toate aceste emisiuni toate lucrurile pe care noi credem că ar trebui ca țara asta să le facă pentru a-și schimba destinația, destinul, a-și schimba orientarea. Și ne-am dat seama că totul trebuie să plece întâi de toate de la educație, de la bun simț, de la respect, de la a-ți scoate pălăria în fața celuilalt și a-i zâmbi spunându-i bună ziua. Ieri seară am avut o dovadă că avem mult de lucru la acest capitol. Și acest exemplu despre care vom vorbi în minutele care urmează, din păcate, vine de la un om care ar trebui, prin ceea ce a făcut în trecutul său profesional, și nu doar în trecutul îndepărtat, ci și în trecutul imediat, în trecutul de ieri, trecutul foarte apropiat, să fie un exemplu de comportament, să fie un om pe care copiii să îl ia drept model. Vorbim fotbal, așa începem, cu fotbal. Vă rog, puneți imaginile. S-a încheiat campionatul de fotbal și putem să le punem și în videoul. Și s-a încheiat cu meciul și cu sunet, vă rog frumos și cu sunet. S-a încheiat cu meciul acesta dintre CFR Cluj, fosta campioana României, și Farul, actuala campioana României. Ca să înțelegeți puțin contextul, Clujul avea nevoie de victorie, Farul juca un meci care nu avea niciun fel de importanță pentru echipa lui Hagi, pentru că titlul fusese deja cucerit. La capătul meciului, domnul Dan Petrescu, personajul acesta indignat și înfuriat pe care îl vedeți acum gesticulând, le-a reproșat celor de la Farul Constanța, atât jucătorilor, foarte nervos. Și atenție, pentru mulți din puștii ăștia, el a fost un model, a fost un exemplu. Mulți s-au apucat de fotbal văzându-l pe Dan Petrescu, ascultând povești despre Dan Petrescu. Le-a reproșat că au pus suflet în acest meci care nu avea niciun fel de importanță pentru echipa lor. Cum comentăm asta? Avea voie să facă acest lucru? Să le ceară unor copii, nu jucați? Ar fi trebuit nu să vă dați la o parte, dar să nu vă pese? Domnul Cristian Balaș, președintele clubului CFR Cluj, alături de noi la telefon în această seară. Îi mulțumim pentru prezență. Mulțumim frumos, domnule Balaș. Bună seara! Salut pe amândoi! Să aveți o continuitate în această emisiune. Mulțumim frumos. Cu drag vom răspunde. Domnule Balaș, apreciez că aveți bărbăția de a ieși într-un moment foarte delicat pentru club. Vă mărturisesc că așteptam astăzi o poziție oficială din partea clubului CFR Cluj, un club foarte respectat, nu doar în România, ci la nivel internațional, datorită muncii pe care ați făcut-o acolo. Tot clubul a făcut-o acolo în ultimii ani, îndeosebi. Cu un comunicat oficial pe mijloacele de comunicare ale clubului, în care să explicați, să prezentați scuze și să anunțați care sunt consecințele acestor acte în privința domnului Dan Petrescu. Înțeleg că nu ați văzut reacțiile pe care le-am avut și la cald și în cursul zilei de astăzi în repetate rânduri. Am citit declarația dumneavoastră aseară după meci, am văzut că ați intrat la DigiSport și ați comentat asta. Astăzi așteptam o chestiune instituțională, să vorbim așa. Ca și regulă, și nu sunt în măsură să dezvolt acest subiect, pentru că clar, ceea ce privește media, comunicare, vă pricepeți mai bine decât mine. Ca și regulă, atunci când în calitate de președinte a clubului vin cu anumite prezentări a situației în mass media în mod repetat, și s-a întâmplat astăzi cel puțin de 10 ori, s-ar putea să fie de 14,
spun exact ceea ce gândesc și ce am gândit și la cald, cum gândesc și acum la rece, comunicatul, din ceea ce am înțeles, nu-și mai are sensul. Cu atât mai mult că avem inclusiv finanțatorul principal al clubului, care vorbește extrem de rar, nu este o prezență publică, și a fost cât se poate de lămuritor legat de acest subiect, motiv pentru care s-a considerat că nu-și mai are efectul un asemenea comunicat. Faptul că ies în față, faptul că chiar dacă nu mi-este ușor, sunt nevoit din dorința de a prezenta cum gândim noi cei din club situația legat de ceea ce s-a întâmplat aseară, din punctul nostru de vedere am considerat că este suficient. Acum că dumneavoastră spuneți că ar fi fost mai bine să fie un comunicat decât să ies eu să vorbesc, probabil că așa este, doar că atunci când nu ascunzi nimic și atunci când simți nevoia să repar lucruri și atunci când ai anumite dezamăgiri și nu ești, și ești în dezacord cu colegi de ai tăi, consideram că dacă spui ceea ce gândești, fără să te pregătești de un, neapărat de un asemenea subiect, ajută mai mult. Consecințe există? În comunicat asta ne-am fi așteptat, foarte sincer, vă mărturisesc. Eu m-aș fi așteptat ca clubul CFR Cluj, dat fiind profesionalismul pe care l-a arătat, nu odată, da? Și îl arată constant, astăzi să fie ieșit și să anunțe desfacerea contractului de muncă. Indiferent de consecințele financiare, îmi dau perfect de bine seama că sunt consecințe financiare. Contracte bine făcute. Este ușor, este foarte ușor să ne dăm cu părerea, o fac și eu, pe banii altcuiva. Mai ales când vorbim de sume importante, de sute de mii de euro. Și atunci trebuie să existe oarecare înțelepciune. Deci spuneți că acest contract pe care l-are Dan Petrescu v-a împiedicat să-l dați afară. În altă ordine de idei, noi joi suntem angrenați în continuare într-o competiție importantă cu un meci important. Meciul care va decide participanta în competiția Conference League, a patra participantă, chiar dacă ocupăm poziția locul 3, pentru că una dintre participante este câștigătoarea Cupei României. Și atunci trebuie să analizăm, repet, cu înțelepciune, și vorbim de un antrenor, Dan Petrescu, care a demonstrat, care voi, presa sportivă, pentru că și tu, Costi, faci parte din presa sportivă, da, l-ați nominalizat și ați decis că este sau a fost antrenorul, din nou antrenorul anului în sezonul precedent. Nu am discutat calitățile profesionale ale domnului Dan Petrescu. Iar, ca o părere personală, eu cred că acele sute de mii de euro e adevărat o sumă consistentă care ar trebui plătite probabil ca despăgubire în cazul unei rezilieri unilaterale a contractului în partea clubului, valorează mult mai puțin decât prejudicierea gravă a imaginii acestui club. Aici vorbim de un brand, un brand foarte serios, repet. Și nu e prima dată, domnul Balaș. Dar clubul CFR a tolerat, pentru că ați ieșit dumneavoastră foarte elegant și v-ați asumat, au mai ieșit și cei care și ieri îl trăgeau de mânecă și ziceau să-l îndepărteze de acolo. L-am văzut nu odată înjurându-și proprii jucători. Înjurându-i și înjurându-i, făcându-i într-un fel de neînțeles, de neconceput, de netolerat. Din păcate, fotbalul aduce oameni și îi trimite în anumite stări greu de controlat. Cu cât reușești să depășești momentele dificile mai ușor, cu atât rămâi mai apreciat. Dan Petrescu clar nu este un antrenor care are o imagine foarte bună
ceea ce înseamnă comportamentul, oarecum în contradicție cu aprecierile legate de performanțele lui sportive și calitățile lui ca și antrenor. Ăsta este și motivul pentru care a fost adus la CFR Cluj pentru a face performanță. A fost un an, și nu o spun ca și o scuză, a fost un an în care s-au acumulat frustrări, s-a acumulat oboseală, dezamăgiri, pentru că n-au fost rezultatele scontate. Unii încă în continuare trebuie să învață să piardă și prima condiție pentru a câștiga este în primul rând să știi să pierzi. Și atunci astea sunt oarecum scuzele pe care i le-aș găsi, dar nu suficiente cât să mă facă sau să mă determine să vin și să nu spun răspicat. Suntem în dezacord, suntem dezamăgiți, ne-am cerut scuze, am felicitat pe cei de la Faru, am discutat și astăzi cu unii dintre ei la telefon. Mai mult de atâta nu pot să fac. Vin în fața dumneavoastră, îmi cer scuze și față de cei care ne privesc și au urmărit și aceste imagini pe care le prezentați. Este tot ceea ce pot să fac în acest moment legat de sancțiuni. Sancțiunile la noi sunt interne, exact precum la Comisia de Arbitri, care sancționează, precis sancționează arbitrii, dar niciodată nu știm cât și sub ce formă. Domnule Palaj, Sebastian Zacman sunt. Întrebarea este, cum uman, cum vă explicați dumneavoastră comportamentul lui Dan Petrescu, mai ales că unul dintre oamenii cu care a intrat în conflict este Gică Hagi? Păi cred că de aceea și-a permis. Tocmai pentru că a fost Gică Hagi și cu Gică Popescu, colegii lui, ei au trăit momente unice pe care probabil noi nici nu le imaginăm. Și din păcate, în acest moment, avem un Dan Petrescu diferit față de cel pe care l-am întâlnit când a venit la CFR Cluj, acum un an și jumătate. Este mult mai obosit, extenuat, frustrat, supărat. El, tot ce este legat de arbitraj și are idei preconcepute că din nou arbitrii vor da decizii împotriva noastră, cele două lovituri de pedeapsă trebuie să subliniez că au fost corect acordate împotriva echipei noastre. Și atunci este greu ca să îl înțelegem. Probabil că după ce vom avea acest ultim joc, vom discuta și vom stabili cum este mai bine pentru ambele părți. Pentru că clubul are o datorie și fotbal românesc, pentru că este clubul care cu Dan Petrescu a acumulat puncte în Europa pentru fotbal românesc. Puncte de care și alte cluburi beneficiază și noi am urat de fiecare dată succes tuturor echipelor românești și vom face asta în continuare, care evoluează în competițiile europene, comparativ cu alții care își doreau să pierdem cu 5-0, dacă vă aduceți aminte. Deci meciul cu Craiova este capital nu doar pentru CFR Cluj, ci și personal pentru Dan Petrescu. Nu este capital, pentru că nu are legătură rezultatul acestui joc. Avem capacitatea și înțelepciunea necesară să analizăm la rece ce e mai bine pentru ambele părți. Chiar dacă câștigăm sau nu, discuția va fi portată la fel cu Dan Petrescu. Pentru că Dan Petrescu nu e un antrenor care să existe dube asupra lui că nu poate să obține performanțe. Doar că, repet, văd un Dan Petrescu în acest moment extenuat, stors, iritat, frustrat. Și Costi, el a comentat meciurile și am avut plăcerea să-l ascult, pentru că întâmplător sunt și fan Emil Grădinescu și a comentat foarte multe meciuri cu el. Am presa sportivă și specialiștii au stabilit că în acest play-off au fost foarte, foarte multe greșeli de arbitraj și le numesc greșeli, atenție mare, împotriva echipei CFR Cluj. Greșeli care au influențat rezultatul. Noi am intrat după ce avem în acest moment peste 20 de meciuri în plus jucate
comparativ cu cei de la Faru sau alte echipe, sau cu cei de la Craiova împotriva cărora vom juca joi. Avem același lot de jucători, poate chiar mai redus, pentru că nu avem acei patru jucători formați de club și este unul din obiectivele la și planurile pe care le avem în vedere în viitor. Avem cu toate acestea, după ce am participat în grupele Conference League, ne-am calificat în primăvara europeană, în semifinala Cupei României, am intrat la un punct distanță față de Farul Constanța. Domnul Balaș, în primul rând, noi suntem vinovați că nu... Nu o duceți în plan sportiv, pentru că aveți toate argumentele, sportiv vorbind. Dialogul pe care l-am inițiat cu dumneavoastră... Corect. Trebuie să rămână în zona asta de educație, respect și bun simț. Atât. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră și bărbăția cu care vă asumați. Nu mă feresc să spun. Mârlănia pe care a arătat-o și nu aștept să-mi dați dreptate. Și vă spun, nu este pentru prima dată când face asta și vă mai spun ceva. El va mai face acest lucru. Sunt absolut convins. Din păcate, nu puteți. Clar are de voie de sprijin. Nu știu în ce măsură, la vârsta aceasta, mai putem schimba oameni. Este și asta un adevăr. Consider că dacă eu spun ceea ce gândesc, îi fac un bine. Asta nu înseamnă că nu-l prețuiesc. Absolut. Bineînțeles. Vedeți că în raport cu declarația oficialilor de la Craiova, domnul Mihai Rotanu, pe care chiar îl respect, pentru că este un om care investește în fotbalul românesc. Aveți dreptate. Mulțumim frumos încă o dată pentru puterea pe care ați avut-o de a lua asupra dumneavoastră practic toate întrebările, nemulțumirile, nervii pe care foarte mulți din presă i-au arătat astăzi. Mulțumim frumos. A fost domnul Cristian Balaș și am vorbit despre subiectul de fotbal, discutând însă în virtutea acestei chestiuni pe care ne-am propus să o facem aici, să încercăm fiecare, pe măsura puterilor fiecăruia, să construim o țară ceva mai bună. Și ar trebui să plece de la educație. O știre de ultim moment. A plecat domnul Heiuș, șeful ANAF. Adică, haideți să vedem scrisoarea pe care a publicat-o. Pe general nu se vede. Așa, acum se vede. Mi-am înaintat astăzi demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. A fost o onoare pentru mine să conduc această instituție și le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în acest an. Totodată sunt mulțumit de faptul că în acest mandat ANAF a reușit să atingă cu succes toate jaloanele stabilite prin PNRR. Aici ar trebui ca la jocurile alea, la quiz show-uri, să facă cineva. Bam! Greșit! Se aprinde un becul roșu. Se aprinde becul roșu. Greșit! Și toate obiectivele asumate prin programul de guvernare cu onestitate, aici îi dau dreptate, un tip onest, domnul Heiuș, responsabilitate și respect față de contribuabil. Păi, și atunci de ce a dimisionat, dacă și-a îndeplinit toate obiectivele? Pentru că cineva i-a cerut să demisioneze. Și pentru că informațiile astea erau, tu știi mai bine, stăpânești mai bine lumea asta, PSD-ul este nemulțumit. Și ar trebui și domnul Heiuș să fie nemulțumit de gradul de colectare, pentru că am văzut acele cifre cu doar 1% sau 2%, n-am exact cifrele în față, dar doar 1 sau 2% parcă la trimestru a crescut colectarea la TVA, în condițiile în care inflația la primul trimestru a fost undeva de 12%. Deci măcar cu 12%, ca să fim pro rata, like for like, cum se spune, mere comparate cu mere, nu mere comparate cu pere. Ar fi trebuit să aibă. Ne învârtim așa într-un cerc vicios aici, pentru că la fiecare schimbare de guvern, când noul premier vine și cu noul ministru al finanțelor și noul ministru al finanțelor vine și cu noul șef al ANAF, auzim de fiecare dată ca o rugăciune asta, vom îmbunătăți colectarea la bugetul de stat. Deci absolut de fiecare dată. Pică guvernul sau se schimbă șeful ANAF, vedem colectarea tot acolo rămâne, sigur, e o fluctuație din asta în marja de eroare, plus minus 3%. Însă domnul Heiuș chiar
și-a găsit într-un... E o surpriză totală faptul că a demisionat, pentru că de obicei de acolo nu pleci decât dacă te dă afară primul ministru, dacă îți retrage încrederea partidul sau dacă tu ajungi cumva la capătul puterii. Dar dacă o fi ajuns și noi într-o zodie de normalitate în care pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, da, cineva să plătească. Da, e corect ce spui, însă eu mă raportez la rațiunea politică. Niciodată n-a primat deci tu sarcina crezi că de domnul, serviciu. Tu crezi că domnul Heiuș a fost forțat să plece pentru că urmează, la un moment dat, va fi făcută această rotație guvernamentală? Da, dar ANAF-ul rămâne la PNL. De asta spun că e cu atât mai surprinzătoare această demisie. Adică domnul Heiuș a plecat doar dacă domnul Ciucă i-a cerut să facă acest pas înapoi. Domnul Ciucă într-o înțelegere cu domnul Ciolacu, pentru că altfel... Efectiv, nu are logică. Pe sigur, se schimbă premierii, rămâne însă aceeași conjunctură și aceeași coloratură politică. Deci ANAF-ul ar fi trebuit păstrat de PNL sau va fi păstrat de PNL. Nu știu ce partid politic și într-o această situație de criză riscă totuși să-l dea afară pe șeful ANAF știind că va atrage cumva multe critici publice, da, în această zonă. Adică recunoaște PNL prin această demisie că omul pe care l-a pus acolo nu și-a făcut treaba, că n-a găsit omul potrivit să-l pună la locul potrivit. De aceea mă surprinde. Altfel, dacă întoarcem moneda, sigur tu ai perfectă dreptate. E până la urmă o normalitate. Ți-ai asumat ceva când ai venit șeful acestei instituții, le-ai promis oamenilor rezultate mai bune, nu le-ai reușit, pleci. Însă, politic, va fi deranj mare în PNL și în coaliția de guvernare după această demisie, sunt convins. Poate numesc ceva cu nume mult mai important, cu nume mai greu, care vine cu niște soluții reale pentru îmbunătățirea colectării. Dar eu știi ce cred? Că aici e mână de la Cotroceni. Da? Aici e mână de la Cotroceni, pentru că ei au tot aruncat această carte. Nu avem bani. Avem o declarație, dar e scrisă pe burtieră. A venit azi domnul Budăi și a spus o chestiune care a sunat tare aiurea în limba română. Totdeauna nu sunt bani. E perfect. Asta rezumă ceva de genul guvernarea. Da. Totdeauna nu sunt bani. Și toată presa, nu odată, a atras atenția că ANAF-ul nu colectează câți bani trebuie, că sunt linii bugetare supraestimate și să vezi când o veni marele adevăr al recunoașterii unui număr prea mare de angajați în sistemul bugetar. Vine acum, în toamnă. Păi acum ar trebui să vină. Și cineva trebuie să aibă tupeu să iasă și să spună, da, domnule, avem cu 200 și ceva de mii de angajați. Ascultă, adu-ți aminte ce spunea domnul profesor Păun. Aici și chiar și politicieni de la parte de recunoșteau printre dinți, așa că trebuie dați oameni afară, că sunt prea mulți angajați. Nu e deloc campanie electorală ce facem acum, dar am discutat cu politicienii în această emisiune, împreună cu Sebi. Și un singur partid a spus, nu putem face reformă în această țară, având același număr de angajați în sistemul de stat. Partidul Aur. Bun, domnul Târziu, că acum dacă îl întrebăm Târziu pe George Simion, s-ar putea să-ți spună total pe dos. Ei nu vorbesc întotdeauna pe aceeași voce. Sunt supărați? Nu știu dacă sunt chiar supărați, dar gândesc diferit în dar multe privințe. Dar domnul Târziu, când s-a văzut acum la restaurant cu domnul Dâncu, cu domnul Popa. Dar tu îți dai seama, fii atent aici. Care am avut invitați, pe toți trei am avut invitați. Exact, dar care a fost discuția? Ai văzut ce au spus? Dom'le, ce ați discutat acolo? Că a retrogradat Chindia, domnule. Deci vă dați seama ce discuție importantă între două dintre cele mai mari, da, partide din țara. Primul partid de la putere și primul partid din opoziție, dacă da? Ne uităm exact la sondaj. Deci a retrogradat Chindia și nu ia CFR Cluj campionatul. E, priviți care sunt problemele adevărate ale acestei țări. Dar asta vine în sprijinul explicațiilor pe care cei prezenți la această întâlnire le-au dat și care se poate să fie adevărate. Absolut. Eu cred să fie întâmplătoare. Eu cred că sunt adevărate, pentru că dacă ar fi vrut să facă această întâlnire de care a vorbit toată lumea peste weekend, da? Și ar fi avut un context politic, n-am fi aflat. Și sunt sigur că în acest weekend au fost multe întâlniri politice importante de care nu știm sau pe care le bănuim sau despre care aflăm mai târziu. Da? Nu avem probe concrete, concludente, fotografii în acest caz. Bun, deci știrea acestei seri, domnul Heiuș a demisionat, șeful ANAF a demisionat. Vom încerca să aflăm care sunt motivele pentru
această demisie venită de niciunde. Așa, până acum lumea părea mulțumită de ANAF, chiar dacă cifrele pe care și domnul Heiuș le invocă în acest comunicat, foarte, foarte civilizat, foarte elegant scris, nu-i dădeau deloc dreptate. România are mare nevoie de bani, urgentă nevoie de bani. Avem o datorie publică de 700 de miliarde de lei și ne împrumutăm la costuri tot mai mari. Acum vin greve după greve. Și vorbeam la Opinia Prima News săptămâna trecută, vineri. Este consecința unui an în care România s-a mințit și a spus că avem creștere economică. A fost o creștere economică plătită de cetățeni, plătită din inflație. Statul român, numai din energie, estimările sunt că a încasat suplimentar 50 de miliarde de lei anul trecut. Ăștia au fost bani dați din rezervele oamenilor. Acum, această inflație, care anul trecut a fost de vreo 20 și ceva la sută, acum este 12%. Dar atenție, este un, sau 14%, este un 14%, da, raportat la niște cifre oricum mărite de anul trecut. Deci este un 14% care se pune peste ce crescuse anul trecut, da? Să avem foarte clar. Și unde s-au dus acești bani pe care i-a încasat statul în plus? Au mai angajat cel puțin 20.000 de oameni, exact, în aparatul bugetar. Exact. Deci, ceea ce implică costuri enorme aici. Da, în fine. Și acum vine toată lumea să-și ia banii înapoi. Oamenii, profesorii, medicii, ceferiștii. Sosesc acum la guvern și își cer banii lor înapoi. Ei au creditat practic statul și acum își cer banii înapoi. Nu e nimic de neînțeles aici. De aceea statul are mare nevoie de bani. Și e firesc să se uite la ANAF, și e firesc să se uite la gradul de colectare și la, la importanța veniturilor fiscale în economia bugetului național. Și media acestora este mai mică la colectare și decât ce se întâmplă în Bulgaria, că tot este exemplul nostru permanent de comparație. Șeful ANAF a demisionat, ne întoarcem cu asta și cu altele peste puține minute. Acum ne oprim scurt de tot și ne... Ne-am întors, sunteți din nou aici, Prima News, Proiect de Țară România. Discutăm în această a doua parte din prima ora emisiunii despre, evident, protestul profesorilor, care pe zi ce trece capătă tot mai multă amploare. Vedem aici o negociere surdă și oarbă, am putea spune, între reprezentanții profesorilor și guvernul României. În fiecare zi mai iese domnul Budăi și ne mai spune că guvernul nu are bani să acopere solicitările profesorilor, iar profesorii spun că nu vor da niciun pas înapoi, că e acum sau niciodată. Să știi că, apropo de asta cu banii, este consecința a știrii cu care am intrat în publicitate, și anume demisia șefului de la ANAF, domnul Heiuș. Asta e doar o consecință, pentru că domnul Heiuș n-a reușit să adune la bugetul de stat atât cât și-a propus și cât ne-a promis. Însă mai sunt și alte lucruri de luat în calcul. Risipa pe care o face guvernul sau coaliția de guvernare, și aici vorbesc de indiferent de coaliție, de culoarea politică a guvernelor, când ajung la putere, primul scop, primul obiectiv este să-și angajeze toată clientela de partid și vedem cum crește numărul ca pâinea caldă, numărul de angajat la stat și așa mai departe. Deci sunt 200 de secretari de stat, ministere, da, care n-ar trebui să existe, chirii care se plătesc, deși avem un stat care administrează tot felul de clădiri. Mă rog. Crezi în următorul scenariu? Vine guvernul acum și spune: am identificat problemele majore din colectare, vine domnul X, da, care ne-a prezentat un plan extrem de bine pus la punct, foarte credibil, prin urmare, iată că găsim banii necesari pentru a plăti acest supliment pe care trebuie să-l dăm profesorii. Nu cred în ea, dar e o variantă teoretică, pentru că de fiecare dată, într-o criză, trebuie să plătească cineva cu funcția, da? Să cadă un cap. Așadar, să vedem dacă Nicolae Ciucă sau viitorul premier se va opri doar la șeful ANAF, însă hai să vedem cum ce mai calculează profesorii zilele acestea și cât sunt ei dispuși să dea înapoi sau, dimpotrivă, să reziste în această formă de protest. Alături de noi, doamna Andreea Bodea, directorul Colegiului Ile Caragiale din București. Bună seara, doamna Bodea! Bună seara! Sărut mâna, doamnă!
Doamnă, astăzi, teoretic, încep înscrierile la bacalaureat, la examene, da? Da. Și în școala dumneavoastră, în liceul, în colegiul dumneavoastră, cum s-au petrecut lucrurile astăzi? E grevă totală sau ați făcut un mic respiro de la grevă și ați început înscrierile? Nu, nu am făcut un mic respiro de la grevă. Sunt din 80 de profesori, 72 sunt în grevă. Din fericire însă, înscrierile nu le-au făcut profesorii, le-au făcut cele două secretare care nu au fost în grevă și nu sunt nici în acest moment în grevă și nici nu vor intra în grevă. Asta a fost decizia lor. Deci Colegiul Caragiale este într-o situație fericită prin faptul că aceste două doamne s-au putut ocupa astăzi și se vor ocupa și mâine, dar exclusiv ele, de înscrierea absolvenților noștri la examenul de bacalaureat. Bun, însă în celelalte școli, ce se întâmplă dacă această procedură de înscriere nu este dusă la bun sfârșit? Se pot amâna examenele? Din nefericire, evident că se poate ajunge într-o situație pe care nu și-o dorește nimeni sau în orice caz eu nu mi-aș dori-o, e greu de conceput așa ceva, dar da, se poate ajunge la decalarea examenelor naționale, bacalaureat, evaluare națională și așa mai departe, pentru că trebuie îndeplinite succesiv niște condiții. Înscrierea la bacalaureat în sine, completarea acelei fișe, poate fi făcută azi, mâine, poi mâine, săptămâna viitoare. Problema este că acești elevi care încheie clasa 12-a trebuie să aibă situația încheiată și validată în Consiliul Profesoral. Aceste două lucruri nu se pot face decât dacă profesorii nu sunt în grevă. Da? Și vin la școală și încheie mediile, vin la școală și se întrunește Consiliul Profesoral. Evident că înscrierea o putem face și probabil că au făcut-o majoritatea liceelor, cred, și majoritatea colegilor. Problema însă va fi dacă lucrurile se duc în direcția în care pare că se duc, problema va fi acolo, cum se validează și dacă se validează situația școlară, care evident că trebuie validată nu pe 12 iunie, teoretic, conform calendarului, încep competențele. Deci este prima probă de bacalaureat. Deci un 10 iunie este, și gândiți-vă câte zile libere sunt la mijloc, este o dată limită la care eventual se prelungesc lucrurile și se poate încheia practic pentru ei, pot fi declarați, promovați, absolvenți de liceu și să-și înceapă probele de bacalaureat. Credeți că există posibilitatea unei pauze, să spunem, piua, cum spuneam când eram copii, pentru ca acești copii, cei din clasa 8-a și cei din clasa 12-a, să-și poată susține examenele? Vedeți, asta este o decizie pe care o va lua fiecare profesor în parte pentru el. Eu, ca director, le-am spus de la bun început că voi respecta decizia fiecăruia, membru sau nemembru de sindicat. Nu am cum să vă răspund la această întrebare, dar ideea de PIUA în sine pare că este o joacă. Nu cred că va fi o PIUA, cred că această grevă ori se va sfârși și punct, în momentul în care reziliența profesorilor va fi ajuns la final. Nu cred în această suspendăm greva o zi, pentru că ideea însă și a acestei greve, îmi imaginez, eu nu sunt lider de sindicat, este să forțeze în momentul, nu cred că cineva își imaginează că momentul este întâmplător ales. Probabil că liderii de sindicat l-au ales clar cu un scop, acela de a forța, de a forța o decizie și o modificare care pare însă că nu mai vine. Cum se măsoară, doamnă, credeți dumneavoastră, părerea dumneavoastră, reziliența profesorilor? În neîncasarea unui salariu sau în revenirea profesorului la esența meseriei, la pasiunea pentru copii, la a-i ajuta pe copiii ăștia care sunt unii dintre ei în momente decisive, poate, pentru viața lor?
Îmi place foarte mult că discuția se duce și este această presiune psihologică și emoțională și morală și de toate felurile care cocoșează profesorii. Eu mă refer la profesorii buni. Nu mă refer la cei care n-au ce să caute în acest sistem și care sunt tot mai mulți. Care cocoșează profesorii, dar v-aș întreba dacă ne iubim elevii și copiii atât de mult, noi guvernanți, de ce alocația de stat pentru copii este atât de mică? De ce lor nu le pasă de acești copii? Ei sunt în grija noastră, dar sunt până la urmă în grija celor care au frâiele acestei țări în mână. Absolut. Nu, n-am pus deloc un semn de egalitate între solicitările profesorilor și atitudinea pe care guvernanții o au. Ei o au în general valabil împotriva tuturor. Faptul că este esența acestei meserii este, dacă vorbim despre vocație, dar vocație nu înseamnă apostolat. Vocație nu înseamnă să aduci pe niște oameni în punctul de a trăi sub o limită a decenței și a demnității pe unii dintre ei. Reziliența cum se măsoară? Vom vedea cât de rezilienți vor fi. Eu ce pot să vă spun? Nu pot pentru proprii mei colegi pe care îi știu de 30 de ani. Nu pot să vă spun în acest moment dacă și când vor începe ușor, ușor să renunțe la grebă. Există ceea o presiune... Ce pot însă... Vă rog. Da, spune. Ceea ce pot însă să vă spun este că, într-adevăr, sentimentul meu este că este, dacă această grevă nu va produce niște efecte benefice pentru această categorie profesională, prăbușirea sistemului de învățământ se va accelera masiv. Există o presiune din partea elevilor și a părinților pe dumneavoastră profesori în această perioadă? Normal că există. La cine să se plângă? Deci eu înțeleg și pe unii și pe alții. Părinții aceștia nu numai că au investit. Lasă că au investit material, deși nu lasă, că sunt oameni care s-au lipsit ca să-și educe și să-și instruiască copiii. Au investit într-un vis. Copiii aceștia au investit într-un vis care nu se spulberă din cauza noastră acum. Se spulberă din cauza unui sistem care se prăbușește. La un moment dat era clar că se va prăbuși. Bineînțeles că înțeleg și înțeleg de ce vin la mine, unde să se ducă. Se duc cu disperare la primul om care le iese în față, care este directorul, care este dirigintele. Căci nu au acces acolo unde ar trebui să se ducă. Nu că înțeleg. Îi înțeleg mie în sută. Și mă simt prost și mă simt jenată și mă simt stânjenită și plec capul, deși eu personal nu am nicio vină. Dar știți, sistemul ăsta, eu n-am, da, nu am nicio vină, dar trebuie să le dau niște răspunsuri. Eu i-am văzut la balul de absolvire, sunt anxioși, sunt temători, copii pe care îi știu de 8 ani de zile din clasa 5-a, veseli și exuberanți, se vede umbra pe figura lor și e de înțeles. Copii care pleacă din țară, dar și copiii care rămân, elevii care rămân în țară. Atmosfera este o atmosferă apăsătoare, grea și, cum să spun, din toate părți, nu văd niciun semnal, nu văd niciun semnal care să pară cât de cât că ne scoate din această situație pe noi toți. Zilele curg, examenele se apropie, ca mâine trece 1 iunie. Ce le spun eu acestor copii? Că pe mine mă interesează ce le spun eu. Guvernanții nu știu ce le spun. Eu ce le spun? I-am dus 8 ani. Am șocnit cu ei o cupă de șampanie și acum să le spun că ei nu dau bacalaureat sau că îl dau peste 2 săptămâni, eu nu m-am pregătit pentru asta. Da, să sperăm că nu veți fi pusă în situația asta și că va exista poate o soluție. Demisia din seara asta venită de niciunde așa șefului ANAF, care trebuie să producă bani, poate este un semnal că va veni o soluție negăsită până acum, necunoscută. Vă mulțumim mult, doamnă, pentru prezență și să trecem cu toții împreună cu bine peste șocul acesta, așa cum țara asta n-am mai întâlnit. Ce spun elevii? Vorbim cu domnișoara Ariana Dudună, președintele Asociației Elevilor din Constanța. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Care este starea voastră de spirit? Ce spun colegii? Colegii din anii terminali, puștii de clasa 8-a? Da, suntem solidari și susținem revendicările profesorilor, am susținut greva încă de la început. Mâine urmează să mergem cu o delegație a Asociației Elevilor din Constanța la protestul sindicatelor, am fost și la cel de săptămâna trecută din București. Miercuri mergem și la cel local din Constanța, care va avea loc. Deci susținem în mod necondiționat profesorii și considerăm că greva lor este una legitimă. Într-adevăr, există elevi care sunt stresați, care au anumite întrebări. Logic, acest scenariu incert îi stresează, în special pe cei din anii terminali. Însă, totuși, majoritatea elevilor de clasa a 12-a și a 8-a sunt rezilienți și înțeleg situația actuală și își susțin profesorii. Într-adevăr, există mai multe semne de întrebare. Este neclar dacă examenele vor fi amânate sau nu, iar la aceste întrebări trebuie să răspundă Ministerul Educației, nu profesorii, nu sindicaliștii, nu greviștii, ci Ministerul Educației. Trebuie să vină cu o serie de scenarii clare și cu o serie de eventuale derogări de la actualele calendare pentru a ne asigura că examenele vor fi susținute, mediile vor fi încheiate și așa mai departe. Haideți să fim realiști. Am trecut prin 2-3 ani de pandemie și inclusiv în pandemie, care este în mod evident un eveniment mult mai neprevăzut decât o grevă, în pandemie examenele s-au susținut, s-au găsit soluții, s-au făcut diferite derogări și examenele au fost susținute. În mod evident și la momentul actual se vor găsi anumite soluții și pot fi găsite. Dar sunteți pregătiți să se amâne examenele? Luați în calcul și această variantă? Da, luăm în calcul această variantă. La momentul actual pare probabilă. Dacă greva nu se încheie săptămâna aceasta, sigur vor fi amânate examene din punctul meu de vedere. Dar suntem pregătiți și ne asumăm această amânare, o amânare scurtă, o săptămână, maximum două, pentru a susține profesorii noștri. Pentru că aceste probleme cu salariile ne afectează și pe noi în calitate de elevi. Subfinanțarea duce la o calitate scăzută a actului educațional pe care îl simțim. Îl simțim la clasă, îl simțim în școală, simțim dezinteresul politicienilor constant pentru educație. Și deși, într-adevăr, există această problemă cu examenele, considerăm că politicienii, guvernanții, încearcă să o folosească public pentru a antagoniza greviștii. Greviștii sunt răi, profesorii sunt răi, vor rău elevilor și de asta fac greva acum înainte de examene. Complet fals. Greva este strict vina guvernului. Și dacă guvernul îi păsa de copii, ar fi făcut multe altele, ar fi crescut alocațiile, ar fi crescut bursele, nu ar fi tăiat transportul elevilor. Despre ce vorbim? Guvernului nu-i pasă de elevi, nu-i pasă de profesori și e nevoie să fim uniți în această luptă pentru un sistem de educație. Bun, și de ce nu cere schimbarea guvernului? Adică ce vă face pe voi să credeți că acest guvern, după ce a arătat continuator al altor guverne care au procedat la fel, au avut aceeași atitudine, va ajunge deodată așa la niște sentimente corecte față de actul educațional? Da, într-adevăr, e greu de crezut că se va ajunge neapărat la o soluție, dar de asta este nevoie ca profesorii să dea, nu dea înapoi. Vorbim de prima grevă în ultimii 10-20 de ani chiar pentru din educație. Iar dacă această grevă va fi un eșec, dacă această grevă se va termina fără ca solicitările profesorilor să primească un răspuns pozitiv, putem să aprindem lumânările pentru învățământul din România. Dacă nici măcar printr-o grevă generală la nivel național, făcută în perioada examenelor, dacă nici măcar astfel nu se poate schimba ceva în educație, putem să aprindem lumânările. Bun, așadar mâine veți participa cel puțin voi din Constanța. Unde? Acolo în Constanța sau veniți la București la acel marș mare? Mâine venim la București, miercuri e și un protest în Constanța. Uf! Deci acesta e termenul vostru limită, săptămâna viitoare pentru stingerea grevei. Astfel încât calendarul de examene să stea în picioare, așa cum e prevăzut acum. Așa ar fi logic, pentru că până la urmă vorbim de înscriere, după vin și competențele, care încep, dacă nu mă înșel, pe 12 iunie și dacă până la finalul săptămânii greva nu se oprește și ea continuă și după vacanța de Rursalii, deci continuă și pe 6 iunie, vedem un risc mare de amânare a examenelor. Dar, din nou, e un risc pe care ni-l asumăm ca să fim alături de profesorii noștri. Mulțumim mult pentru explicații.
Vom continua cu acest subiect. Astăzi s-au întâmplat foarte multe, foarte multe lucruri. L-am văzut pe domnul Budăi așezându-se la masă cu sindicaliștii și spunând totdeauna nu sunt bani. Cum o fi? Ca profesor? Profesor, da, de rang înalt totuși, lideri, da, de sindicat. Am pus niște întrebări, vă rog eu frumos, așezați întrebările alea la care guvernul, bineînțeles că nu va răspunde. Și în timpul ăsta noi mai discutăm două minute până la publicitate. Așa. Da, deci ești profesor, da? Cu o carieră în spate de câțiva ani buni, 10 de ani, 10, 20 de ani, 30 de ani, în cazul unora. Și stai la masă cu ministrul muncii care îți spune asta. Totdeauna nu sunt bani. Și sunt mai multe întrebări. De ce nu a muncit guvernul în weekend? Au fost negocieri vineri și ele s-au reluat în minunata zi de luni. De ce nu încep negocierile dimineața și încep întotdeauna după prânz? Deci guvernul, în această criză, această nenorocită de criză, da, își permite să ia weekend, să aibă zile libere și nu doar weekend oricum. Stai că oricum. Ia și vacanța asta de Rosalie, exact, acum. Și nu doar weekend oricum, dimineața la ora 8 dimineața, nu pot fi făcute discuții din câte vedem. Asta mai între 12 și 16. Exact, între 12 și 16. Data viitoare o să-i cheme și cu o copie după buletin pe care să o lase în dublu exemplar la poartă ca să poată intra profesorii la negocieri. E foarte sigur, noi ne amuzăm acum, dar e foarte trist. De ce avem nevoie de Banca Mondială pentru a lua decizii care țin de noi? Pentru că aici astăzi pot să-ți răspund Budăi... eu ușor, ca să nu-și asume politicienii. Da? Răspunsul pentru că domnul Budăi a venit astăzi și a spus că toate chestiunile legate de salarizarea unică sunt acum trimise la Banca Mondială și așteptăm să vină experții. Da, de parcă Banca Mondială e o instanță supremă care decide fiscalitatea din România. Da, și asta. Hai să le punem și pe astea. Da? De ce a avut guvernul bani pentru arme imediat când a cerut președintele și când cer profesorii țara brusc e săracă? Am răspuns și la această întrebare. Te rog. Adevăratul proiect al președintelui era România înarmată, nu România educată. Pentru că asta o dovedesc faptele. În 9 ani de zile, președintele a majorat alocările din PIB pentru apărare. Mai întâi la 2%, apoi la 2,5%. Când este. A venit vorba de educație, deși el vine de acolo din rândul profesorilor, vedem rezultatul României educate. Grevă generală. Haideți să ne întrebăm pe pauza asta de publicitate de ce mai avem guvern dacă de fiecare dată așteptăm aprobările cuiva de undeva din Europa. În cazul de față, de la Banca Mondială. Mai bine dăm un fie acolo direct și cred că ne ar costa ceva mai puțin. Publicitate și ne întoarcem aici. Sunteți aici, Prima News, Proiect de Țară România. Costi, rămăsesem la problema finanțării educației și a modului în care politicienii stau la masa negocierilor. Stau din punct de vedere lingvistic, în primul rând. Să-l ai pe domnul Budăi, care rupe pe genunchi limba română, nu e totuși o plăcere pentru profesori. Oamenii scriu, uite, bună ziua, legat de bani de la guvern pentru profesori, că nu au de unde să dea. Ne amintim că cu puțin timp în urmă, parlamentarii și-au dat spor de 7.000 de ron și domnul ministru a spus asta la un post TV, că România are bani. Nu ne imaginăm noi, banii sunt să nu ne facem probleme. Bani se pare că sunt doar pentru clasa politică, domnul Cristian Popescu. Și doamna Alexandra ne zice, e nevoie de Banca Mondială pentru că ei nu știu cum și ce să facă. Și nici nu înțeleg ce le explică diversi funcționari români, așa că nu pot lua decizii și nici nu vor, pentru că nu știu să le explice. Doamna Alexandra, păi doamna Alexandra, dacă e nevoie de Banca Mondială, de ce mai e nevoie de guvern? Că tocmai în felul ăsta am încheiat discuția. Să externalizăm serviciile publice. Exact. Așa cum se face licitație pe SEAP, putem să mergem pe SEAP, pe sistemul ăla de achiziții publice și să scriem acolo, căutăm administrator pentru guvern. Bugetul României. Da? Și se cer următoarele, se cer studii, experiență, la fel ca orice job. Și în momentul ăla, partidele se vor ocupa doar de a da niște legi, să sperăm bune și legile alea. Un subiect foarte dureros ăsta al educației. Doamna Deca astăzi a apărut și dumnea ei,
o gașcă de miniștri acolo, ministrul învățământului, ministrul muncii, n-au văzut nimic de la finanțe, dar poate că finanțele n-au venit tocmai pentru că în seara asta am căpătat marea veste și aducem aminte și a dat demisia șeful ANAF. Apropo de șeful ANAF, îmi scrie cineva, Ciucă le-a cerut demisia șefilor ANAF, vamă și mari contribuabili din cauza găurii de la buget, deficit de 8,9 miliarde de lei încasări în primele 5 luni. Nu știu dacă e așa sau nu. Adică sunt convins că Ciucă le-a cerut demisia, dar nu știu pe cifre, dacă putem verifica, pentru că aici, chiar dacă pare simplu... Deficitul ăla de care tot vorbim, de cele 20 de miliarde estimate pe un an. Dar dacă l-asculți pe ministrul de finanțe, el îți spune nu e niciun deficit. Tocmai pentru că domnul ministru de finanțe se referă doar la execuția bugetară vizată, bifată. Și ea nu cred că a ajuns la luna aprilie. Cu siguranță încheiaseră un trimestru. Da? Dar toate semnalele de alarmă, dar, cum să spun eu, domnul Ciucă, înainte de a cere demisia unor miniștri, ar trebui să-și dea demisia. El să-și dea demisia. El a zis că oricum nu-și dă demisia. Nu și-a dat demisia. Depune mandatul, nu-și exact. Dă demisia. Și el nu și-a dat demisia și nu i-a cerut demisia nici președintele acestei țări, care ar fi putut să vină cu gestul ăsta, în luna noiembrie, atunci când s-au făcut estimările de buget și s-a înaintat primul draft de buget și când Consiliul Fiscal a spus, dom'le, nu poți să vii cu cifrele astea, că nu sunt realiste, nu poți colecta banii ăștia având în vedere performanța pe care o ai la momentul ăsta. N-ai cum să faci acest salt. Și n-au fost ascultați. Și erau oameni specialiști în finanțe și continuă să fie oameni specialiști în finanțe. Acum vedem gaura asta? Da, domnul Ciucă abia acum vede gaura asta. Și ce o rezolvăm? Că sare dumnealui și spune hai să ne dăm cu toții demisia. Bine, PNL-ul sau domnul Ciucă a primit cumva și această oglindă în față, pentru că deși s-a amânat rotativa guvernamentală, atunci când ea se va face, Ministerul de Finanțe va trece oricum la PNL. Deci PNL nu va mai putea să ascundă aceste cifre, această gaură bugetară, pentru că acum suntem în situația ca ministrul de finanțe să fie de la PSD, șeful ANAF de la PNL. De și ei mai aruncă vina politică unii pe alții. De fiecare dată e de vină ăla care a plecat. Da, greaua moștenire. Exact. Da. Și în momentul ăsta se vor da toate cărțile pe masă față, și exact. vom vedea cu adevărat gaura aia mare așa. Da? Și o să spună, vezi, domne, un guvern, ce bine că îl schimbăm, domne. Fii atent ce măsură bună e țara asta că schimbăm guvern. Sunt aceiași. Da? Sigur, bineînțeles. Mai pică câțiva miniștri și mai sunt înlocuiți cu alte fețe. A apărut un sondaj, Sebi, ești pe teritoriul tău, sondajul Curs, care ne arată care sunt preferințele votanților în cazul în care, uite, sondaj de opinie la nivel național, în cazul în care alegerile ar avea loc astăzi, nu? Duminica următoare, da. Da. Da, nu e surprinzător. Știi ce mă aștept? Apropo de chestiunea aia, că ai văzut, guvernul nu negociază în weekend, mai trebuie să schimbăm și data alegerilor. Hai să mai fie duminică alegeri. Hai să le punem luni după prânz. Adică știi să se deschidă și centrele de votare undeva luni după ora 12 ca să vină foarte bine guvernanții din weekend. Bun, aici PSD-ul este la scorul său tradițional, 31%, deci PSD și când se erodează la guvernare, tot la 31% stă. Cred că mai sunt rotunjite unele procente aici și la PSD și cred că la toate partidele e pus ceva în plus. Dacă mă uit așa de sus în jos, PNL este la 20% și îți spun care e atmosfera în interiorul PNL. Liberalii acum s-ar ruga să fie la acest procent, deși 20% nu înseamnă mare lucru, nu doar comparativ cu PSD-ul, dar comparativ cu pretențiile, aspirațiile liberalilor la guvernare în epoca Năstase. În epoca Iohannis, doamne, mă gândeam la Adrian Năstase. În epoca Iohannis, președintele le-a promis de mai multe ori guvernarea, chiar i-a dus acolo, le-a numit și premier, le-a desemnat premier, însă vedem PNL e aproape de sfârșitul epocii Iohannis și partidul se îndreaptă sub scorul de 20%, ca să-i spun prag psihologic, cum auzim mai des la televizor, toate da. Pragurile sunt psihologice. Nu da. Există un prag normal exact. Pe cuvânt, toate sunt psihologice. PNL este în momentul de față la 18% curat, dacă e să-i ascultăm pe cei care se ocupă de sondaje în interiorul PNL și care compară cifre, să
săptămânal. Iar PSD e acolo, undeva 29-30%, de asta spun, fiecare partid a ciupit ceva în sus. AUR, nicio surpriză, la AUR nu ne-am putea da seama că e rotunjit în sus sau în jos, 17%, 20%, 15%, oricum înseamnă dublarea scorului pe care acest partid l-a luat de nicăieri la alegerile parlamentare din 2020, deci tot ce e peste 90% înseamnă un câștig și înseamnă de fapt un proiect pe care acest partid îl are. Că ne place, că nu, că poate fi contestat, că i-am votat sau dimpotrivă ne-ar face să lipsim în ziua, în duminica votului. Acest partid are un plan și vedem planul în sondajele de opinie deocamdată și cu siguranță o să-l vedem și la urne. USR e în continuă derivă, 11%, și aici nici dacă am plecat de la premisa că sunt răi cei care fac sondajele de opinie și ar da mai puțin la USR, n-ar schimba major fotografia momentului, că dacă ajunge USR și la 15%, nu te ajută cu nimic. După atâția ani de guvernare în care ai fost și la putere și în opoziție, să ai 15% și după ce ai fost doar 8 luni la guvernare, arată aici mai degrabă că ești condamnat la un eșec. În schimb, acolo o vedem în subsolul clasamentului partidele cu 5%, mă surprinde PMP-ul, care apare pentru prima dată aici cu 5% într-un sondaj, cu prima dată după ce a ratat intrarea în Parlament, deci prima dată în ultimii 3 ani, când era cotat undeva la 3-4%, acum văd că sunt dați la 5%. UDMR are 5% după UDMR, tine? UDMR e la 5%. Tot timpul are 5%, peste 5%. Eu pun pariu că va lua în următorii 30 de ani, UDMR-ul va lua de fiecare dată peste 5,5%. Sunt absolut convins. Ca să fie acolo. Pentru că au o rețea electorală bine pusă la punct și aici vorbesc nu doar despre capacitatea de a-și mobiliza electoratul. Nu folosesc într-un sens negativ. Nu. Sunt oameni pe care ei acontează dinainte să fie președinți de secții de vot, reprezentanți în secții de vot și acei oameni la rândul lor mai conving 3-4 oameni din familie. Și așa te trezești cu voturi în toată țara, nu doar în județele majoritar cu etnici maghiari. Aici, sigur, mă surprinde mai degrabă în acest sondaj sosul doamnei Diana Șoșoacă, partidul doamnei Șoșoacă, SOS România se numește, deci nu e nicio aluzie. 4%. Sosul a venit de la SOS Oacă? Nu, e de la Save Our Souls. Sau. Da. Sau Ship. Sau. Ship, poți să spui în cazul din aia, Ship, nu? Eu mă gândeam că vine de la SOS Oacă. Așa, da. Și ar putea să fie partidul SOS. Da, e doamna Șoșoacă fără diacritice. Da. Indiferent unde pui diacriticele, 4% nu e deloc puțin. Adică 4% îți oferă speranța de a trece pragul electoral. Acest 51%, care este foarte fragil, din dreptul PSD plus PNL, 51%, exact. 51%, da? Crezi că această trecere cu foarte puțin peste cei 50% de care ai avea nevoie ca să guvernezi îi va face pe cei de la PSD și PNL să se mai gândească o dată în privința celor de la UDMR astăzi să le ceară, hai ieșiți voi de la guvernare, nu ne pasă de voi? Sau le vor da un credit suplimentar în perspectiva acestui 5% de care ar putea să aibă mare nevoie? E cu dus și întors aici, pentru că liberalii vor decide soarta UDMR la guvernare. PSD-ul are tot interesul să țină UDMR la guvernare pentru că nu pierde nimic, nu renunță la niciun minister. Însă liberalii, uitându-se la acest procent de 20%, devin și mai hulpavi și își doresc să aibă felii mai mari din tortul puterii. Deci mă aștept ca PNL să împingă în afara guvernării pe cei de la UDMR, însă au și ei un calcul. Se gândesc că în 2024, la final de an, când se va reseta scena politică din Parlamentul României, interesul UDMR va fi să fie parte a guvernării, nu să rămână în opoziție. Deci ei sunt așa ca o matrioșcă care tot se schimbă, știi, cum tot rotești piesele astea. Acum, sigur, PNL și PSD fac majoritate fără UDMR. Interesul UDMR nu e neapărat să fie la putere acum. Ei și-au alocat banii pentru primari, și-au pus tot activul de partid în funcții publice, deci pot să iasă liniștiți un an și jumătate de la guvernare. Însă în 2024, scopul UDMR va fi guvernarea, să intre la guvernare, indiferent de cu cine să facă echipă, fie cu PSD, cu PNL, ei au guvernat cu absolut toate partidele, deci nu asta e problema. Așadar, ne uităm aici și, într-adevăr, calculul tău e
destul de riscant pentru partidele care formează azi coaliția. 51% ar ieși, însă dacă ne uităm pe adevăratele cifre, vedem că ei încep să fie de fapt sub acest prag al majorității, sub 50%, ceea ce ar trebui să le pună niște semne de întrebare. Da, este un sondaj realizat de Curs care ne arată cât de cât care sunt intențiile de vot ale românilor. Mulțumim, doamna Alexandra, ne-ați atras atenția și între timp am intrat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Da, a venit și luna aprilie și year to date, cum se spune, adică 1 ianuarie până la finalul lunii aprilie, la venituri aveam încasări, venituri totale mai mari cu 9,7% față de anul trecut. Hopa, vin cheltuielile cu 15,6% mai mult decât anul trecut. Cheltuielile de personal cu 8,5% mai mari decât anul trecut. Bunuri și servicii 17,5%, dobânzi 34,2%. Dobânzi mai mari decât anul trecut. În ritmul ăsta se duce naibii totul. Vom plăti, de nu vom avea pe unde să scoatem cămașa, ca să ne întoarcem la vorba aia veche din trecut. Iar la încasări, pentru că trebuie să vedem la TVA. La TVA încasarea este cu doar 3,7% mai mare decât anul trecut. Nu, ăsta nu e un carton pe care să ne dorim să-l vedem. Nu ni-l arătați așa. N-are importanță, încercam să căutăm acolo. O să trimit eu link-ul, în așa fel încât să putem vedea aceste cifre și să sperăm că funcționează. L-am așezat pe grupul nostru de comunicare. Deci la TVA cu doar 3,7% mai mult decât anul trecut, în condițiile în care inflația la luna aprilie, dacă nu greșesc, se așeza undeva la 14%. Deci ar fi trebuit să avem acest număr raportat și la încasările la TVA, doar ca să păstrăm valoarea de anul trecut. O îmbunătățire a colectării ar fi trebuit să arate mult peste acest 14%. Mergem mai departe, pentru că mai avem subiecte foarte importante și discutăm despre scandalul pe care l-a declanșat doamna președinte al Ungariei. Doamna Catalin Novak. Exact. Ce a pus doamna Catalin? Acesta este execuția. Nu știu dacă se vede. Aici sunt și comparațiile cu anul trecut. Uite că acum se vede. Acum poate se vede la noi, nu știu dacă se vede și la oameni acasă. Diferențele 23 față de 22, acestea sunt veniturile și spuneam venituri totale cu 9,7% mai mari decât anul trecut. Drama vine în partea de jos a ecranului, dacă reușim să mergem puțin în jos, exact, mai, pentru că ajungem, hopa, stop, nu. Cheltuielile, uite-le, prima linie, cu 15,6% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Atenție, primele 4 luni ale anului. Și ne uităm la dobânzi, 34,2% mai mari dobânzile plătite de România. Cheltuielile curente, cheltuieli de personal cu 8,5% mai mari. Cheltuielile cu bunuri și servicii, 17,5%. Bunuri și servicii sunt mașinile alea pe care domnul care răspunde de parcul auto de la Parlament ne spunea... Oprea. Domnul Oprea, nu? Mario Oprea, da. Ne spunea că acea licitație despre care noi îi spuneam clar, domnule, e făcută special ca să câștige Skoda Superb. Și el ne zicea, nu e așa. Și evident că a câștigat Skoda Superb, spunându-ne că onor aleșii acestei țări au nevoie de mașini noi în deplasările pe care le fac, în pregătirea acelor weekenduri în care nu se poate negocia cu corpul profesoral. Încheiem subiectul ăsta pentru că este dureros, dar la publicarea lui cu siguranță au ieșit scandaluri și probabil sau aproape sigur domnul Heiuș din acest motiv și-a înaintat în această seară demisia, un gest de onoare, dar care nu repară câtuși de puțin ce s-a stricat. Întâi de toate, în momentul în care a fost făcut bugetul. Sebi, doamna... Catalin Novak. Novak.
sosit în România. Nume de ministru și în guvernul României la sporturi, că tot mai există ministerul ăsta al sportului. Acum, încă o lună, acum, până la rotativ. O lună, așa, pleacă Eduard Novac, pleacă și... Știi că domnul Novac a fost și el prezent aici. Și s-a dus de la București. Aici merge pe bicicletă. Stai puțin. Cetățenii maghiari merg aici. Da, da. Da, cetățenii de naționalitate maghiară, cetățenii români de naționalitate maghiară participă aici, vin și mulți maghiari din Ungaria. Este vorba de întâlnirea anuală care are loc la Miercurea Ciuc. Ce a publicat doamna Novak? A spus: Dumnezeule, nu lăsa să piardă, nu îi lăsa să piară Ardealul Doamne. A venit imediat o replică din partea Ministerului Afacerilor Externe, care sună în felul următor: astfel de declarații nu corespund dezideratului promovării unei relații pragmatice de bună vecinătate și colaborare dintre cele două țări. Doamne, când văd comunicatele astea în limba de lemn, și nu e limba de lemn a diplomației, pentru că poți să fii diplomat și să vorbești pe înțelesul tuturor, să folosești cuvinte dure, dar învelite în mănuși de catifea și așa mai departe. Însă aici vorbim despre un limbaj lemnos de la de esență tare, așa, de drujbă maghiară până la urmă. E un clip. Ce vedeți dumneavoastră acum pe ecran, pe acest plan general, sunt secvențe din clipul postat de doamna Novak, de președintele Republicii Maghiare. Avem și o reacție, o contrareacție a doamnei Novak, publicată pe un site din Ungaria, care spune așa: protestul Ministerului Român de Externe este exagerat și nejustificat, însă nu neobișnuit. Postarea care prezintă imnul secuiesc este încă disponibilă pe platformele de socializare pentru a cita salutul reformat din Transilvania. Pace de la Dumnezeu. Asta spune, iată, mult mai pragmatic. Și ce spune domnul Ciolacu, care a îmbrăcat mesajul în cuvinte colorate în tricolor, în tricolorul acela cu galben, că și maghiarii au tot tricolor. Pare foarte naționalist așa tonul mesajului domnului Ciolacu. Este exact pentru electoratul PSD și aici vedem... Sau pentru electoratul AUR. Păi, tocmai asta voiam să spun, că din vreme în vreme se mai aprinde acel beculeț naționalist în PSD, mai ales că are în spate acum partidul domnului Ciolacu un contracandidat pe aceeași nișă. Și vorbim aici de AUR, care suflă pe discurs naționalist în ceafa celor de la PSD. Și vedem, Marcel Ciolacu aici n-a ratat ocazia de a spune: doamna Novak, fiți fără grijă, Dumnezeu nu va lăsa vreodată ca Transilvania să aibă alt destin decât acela scris cu sângele milioanelor de români, să fie sufletul etern al națiunii române. Dar acum hai să fim, hai să comentăm. Ce e greșit în mesajul doamnei Novak? Dacă îl analizezi cuvânt cu cuvânt, spune femeia direct: domnule, Ardealul trebuie să se întoarcă la maghiari? Nu face o astfel de greșeală de diplomație evidentă. Evidentă, și cântărește foarte bine cuvintele, exact. Dar dacă citim puțin printre rânduri, e clar, sesizăm aici tendințele expansioniste ale guvernului și ale politicienilor de la Budapesta. Și aici nu doar România e în această situație, ca să înțeleagă oamenii, guvernul condus de Victor Orban și, mă rog, președinta Catalin Novak, acolo președintele are doar un rol decorativ, lucrează în strânsă legătură cu premierul, deci este omul de încredere al premierului Victor Orban. Guvernul de la Budapesta se adresează comunității maghiare din această regiune numită Transcarpatia, da? Care cuprinde bucăți și din România, și din Ucraina, și din Polonia, și din Slovacia, și așa mai departe. Deci vizează comunitatea maghiară de pretutindeni din jurul fostului Imperiu Austro-Ungar, pentru că aici, de fapt, bat politicienii de la Budapesta. Și o vizează nu doar cu cuvintele, ci și cu investiții, exact, consistente. Exact. Cu bani mulți cheltuiți cu stadioane construite. Exact, în țările altora, cu bugete. Toată lumea cunoaște acest lucru, este de notorietate. Bugetul clubului Șep și Oeșca din Sfântul Gheorghe este asigurat în proporție covârșitoare de finanțare directă de la guvernul maghiar. Te întreb, e greșit
N-ar fi poate un exemplu bun și pentru România să meargă la românii din Serbia, să meargă la românii din Ucraina, să meargă la românii, de ce nu, din Spania. E o comunitate puternică acolo. Bun, până în Spania noi de-abia am ajuns la câtă românii din Republica Moldova. Câtă grijă are România de cetățenii ei aflați în afara granițelor țării? Știi că de fiecare dată când apare cât un scandal diplomatic între România și Ungaria, voci din Ministerul de Externe dau pe surse. Cum ar fi să reacționăm și noi așa față de Serbia sau față de Ucraina sau față de Republica Moldova? Păi nu, problema e că voi sunteți la cealaltă parte a axei. Voi n-ați spus niciodată nimic, i-ați abandonat pe românii de acolo, fie că vorbim de Valea Timocului, de Cernăuți, de Chișinău, ca să nu ne ducem mai departe, cum spui tu, în diaspora românească din vest, unde sunt milioane de oameni, și în Spania, și în Italia, și în Germania, și în Marea Britanie. Deci avem aici un dezinteres spui că total față de noi. Nu am făcut chestiunea asta pentru că nu ne interesează soarta celor cetățeni, nu că n-am vrut să-i deranjăm alte state, exact. și relațiile bilaterale. Delicate. Că așa, exact. Mesaj tăios, cum vedem astăzi, da, din partea Ministerului de Externe, asta nu oprește relația comercială dintre cele două state, sau relația politică, sau relația regională, că sunt unele subiecte, cel puțin la Bruxelles, dar unde noi votăm cot la cot cu Ungaria, chiar dacă Ungaria e privit ca un copil problem al Europei. Deci să nu fim ipocriți acum, să spunem noi dăm astfel de mesaje părții maghiare pentru că ne dorim pace în regiune și la granițe. Nu, aici vorbim despre un dezinteres manifestat constant în ultimii 30 de ani de guvernele care au condus România. Bun, depășim și subiectul acesta. Au fost alegeri în Turcia, doamnelor și domnilor. Toată lumea a vorbit astăzi despre alegerile astea din Turcia. Ne propunem să vă arătăm și noi ce am selectat. Importanța lor pentru România. Nu știm, așteptăm să vedem. Va deveni România mai importantă, mai... bine văzută de către aliații NATO, știută fiind relația tensionată, dură, contondentă, pe care Turcia și președintele Erdogan o are cu NATO. Asta e de analizat, e de așteptat. Am remarcat și prezența președintelui american Biden în lista lungă a celor care s-au dus să-l felicite pe Erdogan după realegere. Un gest de diplomație, un gest firesc, dar care vine după critici puternice făcute în campania electorală de președintele Erdogan. Ce am selectat noi este un moment în care Erdogan le face fanilor pe plac și sună bine ce spune el acolo, are voce bună. Îl auzim acum. Celebrul Tarkan care făcea și avem și două momente făcute de DJ adevărați, le-am selectat de pe YouTube, tot cu muzică. Am zis că dacă tot mergem cu muzică, să continuăm cu muzică, să vedem cum am putea replica noi ca români cu președintele nostru, cu domnul Iohannis, cu două momente memorabile din discursurile pe care le-a rostit în ultimii 4 ani. Ivano, eu nu pot, 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 eu
Ionopot Kivanok, PSD. Da, aici trebuie să spunem și contextul totuși. Da, păi asta e frumos. În 2019, când domnul Iohannis îl acuza pe Marcel Ciolacu, da, deci pe Marcel Ciolacu, nu alt lider al PSD, că pe care mâine, poi mine îl numește, da, lunge. Exact, da. Îl va desemna premier, adică era desemnat deja premier dacă nu intervenea greva profesorilor. Îl acuza atunci pe domnul Ciolacu că vinde Ardealul. Am citat aici, nu doar am citit din Klaus Iohannis, am și citat din el, împreună într-o înțelegere cu liderii UDMR și liderii de la Budapesta. Știm foarte bine, liderii UDMR sunt legați umbilical de Victor Orban și de guvernul său, dar iată ironia istoriei. 4 ani mai târziu, domnul Klaus Iohannis se pregătește să semneze cu mânuța sa de președinte, profesor, inspector. Cred că e președintele care a pus cei mai mulți premieri de la PSD. 4 a pus. Iată. Acum îl va numi pe al 4-lea și l-a mai prins pe Victor Ponta. Sigur, era greaua moștenire de la Traian Băsescu, Victor Ponta, cu care a coabitat un an de zile. Însă asta chiar mă amuză. Să-l acuzi pe unul că vinde Ardealul și după aceea să-l pui prim-ministru. Ardealul ăla despre care vorbeam puțin mai devreme, așa, pe care trebuia Dumnezeu să aibă grijă ca Ardealul să nu se prăpădească, potrivit postării doamnei Novak, președintele maghiar. Și mai e un filmuleț tot cu domnul președinte Iohannis. Precaut sau ești prost? Ești precaut sau ești prost? Ești precaut sau ești prost? Ești precaut sau ești prost? 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 Precaut, 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 sau ești prost? Ești precaut 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 sau ești prost? Sau ești prost, una din două, una din două. Spre caut, sau ești prost, 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 spre caut, sau ești prost. Ești precaut sau ești prost? Ar prinde melodia asta, da, la vară. Dar să știi că are un vibe foarte bun. Așa vine nevărsit de vară. De vară e foarte reușită. Ucraina a făcut vâlvă zilele astea. Un clip postat de șeful armatei din Ucraina. Vom vedea imediat clipul. Și toată lumea a spus, dom'le, este semnalul care anunță trezirea la viață, întoarcerea Ucrainei, contraofensiva pe care toată lumea o așteaptă. Urmărim clipul după care îl comentăm. Ucraina, рідна земля мати. Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Я йду знищувати ворогів землі рідної. Ми своїх братів, благодійників моїх посадців. Нехай рука моя буде твердою, щоб вибивати ворогів. Нехай око моє буде ясним, щоб вибивати ворогів. Нехай зброя моя буде справною, щоб вибивати ворогів. Нехай воля моя буде сталь, щоб вибивати ворогів. Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть нашу рішучу назву, нашу священну помсту, нашу святу перемогу. Da, ăsta este filmulețul și toată lumea văzându-l, foarte bine montat, vorbeam și în timpul difuzării lui cu Sebi, foarte bun la PR, foarte, foarte bun. Ucrainenii au atras simpatia întregii planete, e adevărat, pentru, întâi de toate pentru ce au făcut pe câmpul de luptă, dar au știut să filmeze, să monteze, au știut să trimită mesaje foarte clare, puternice de mobilizare. Clipul acesta arată ca un spot foarte adevărat care inspiră și transmite foarte, foarte multă forță. Domnul Marin German, lector Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, analist politic, originar din Cernăuți. Bună seara, domnule German, bine ați venit! Bună seara! Împărtășiți opinia generală că acesta ar putea fi semnalul comercial de start al contraofensivei?
Sunt cam grăbite aceste concluzii din punctul meu de vedere. Dacă citim la urmă ce s-a scris în acest clip video, scrie: înscrieți-vă în rândurile armatei ucrainene. Clipul video este vândut, în ghilimele vorbind, populației interne ucrainene ca un mesaj de a încuraja mobilizarea în armată, desigur în contextul dezbaterilor despre contraofensivă. Acum, părerea mea personală este că noțiunea de contraofensivă s-a cam transformat într-un fetiș atât în interiorul societății ucrainene cât și în comunitatea internațională. Avem declarații clare unor oficiali ucraineni, inclusiv al șefului serviciilor secrete ale armatei, care a spus că nu ne putem aștepta la o contraofensivă spectaculoasă, un show care va dura două zile și se va încheia cu o paradă. Va fi o operațiune care va cuprinde mai multe etape, iar cea mai mult ne-a dezorientat în acest spațiu consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podolea, care a declarat acum două zile că deja este lansată contraofensivă. Acum, nu exclud că este și multă dezorientare făcută intenționată în spațiul public, făcut de Kiev în special, pentru a exista un anumit moment de surpriză în această contraofensivă, dacă va fi de mari proporții, pentru că nu putem vorbi despre o contraofensivă cu elemente de surpriză când toată lumea vorbește despre ea și rușii normal că se pregătesc. Totuși, în viitoarele săptămâni lucrurile se vor clarifica. Dacă nu va urma într-o săptămână, două, o contraofensivă, așa cum o credem noi, de mari proporții, ar putea să se întâmple mult mai târziu posibil, chiar mai aproape de toamnă. Dumneavoastră, în ce scenariu credeți privind viitorul acestui război? Scenariul, luând în calcul că în momentul de față noi avem un război de poziții, nu a existat o ofensivă rusă reală. Luptele de la Bakhmut și toate celelalte au fost niște mișcări de front milimetrice, dacă vorbim la scara acestui front ruso-ucrainean. Deci, din acest punct de vedere, nici nu putem aștepta o contraofensivă la fel de mare. Nu a existat o ofensivă, nu poate să existe nicio contraofensivă. Și această luptă de poziție ar putea să continue în viitoarele luni. Mi se pare că războiul se va învechi inclusiv și în anul viitor. Nu văd ca fiind posibil o contraofensivă spectaculoasă cu paradă de la Sevastopol în viitoarele luni sau până la sfârșitul acestui an. Sunt totuși două părți deja care se pregătesc pentru o continuare a acestor lupte în Ucraina. Referitor la public relations și ceea ce ați menționat, eu spun în felul următor: până a fi președinte, echipa lui Zelenski se ocupa de show, televiziune și filme. Și acest lucru foarte mult îl ajută pe Zelenski în momentul de față pentru a promova armata, țara, statul și tot ceea ce înseamnă protecția statului ucrainean și apărarea de invazia rusă. Deci să ne așteptăm așadar la un război de lungă durată, asta spuneți. Da, să ne așteptăm la un război de lungă durată, pentru că el deja este de lungă durată. Deja suntem în acest scenariu. Bun, dar sigur, ține de un an și câteva luni și mai mulți analiști militari spun că această contraofensivă surprinzătoare, care nu mai este atât de surprinzătoare cum o numiți dumneavoastră, ar putea totuși să schimbe cursul acestui război și să ajungem într-o perioadă relativ scurtă de timp, în câteva luni, la finalul acestei operațiuni militare, dacă e să-l cităm pe Vladimir Putin. Nu credeți în acest scenariu? Eu tare aș vrea să greșesc în momentul de față și să nu am dreptate, să se întâmple așa cum au prognozat și prognozează mulți analiști, inclusiv din Occident. Din punctul meu de vedere, Rusia s-a pregătit și este pregătită de o contraofensivă ucraineană, dacă o putem numi contraofensivă. Doi, o contraofensivă înseamnă o serie de acțiuni bine gândite, de logistică, muniție, transportare de oameni, transportare de combustibil. Deci o contraofensivă cu pătrunderea în adâncul teritoriului ucrainean ocupat de Rusia, inclusiv Crimea, înseamnă o operațiune foarte, foarte complicată. Ea nu poate fi făcută într-o zi, două sau trei sau patru, cum este văzut în Occident, un panaceu. Va veni o contraofensivă și toată lumea va fi fericită. Ar presupune mai multe etape, mai multe operațiuni,
Rusia nu va urmări pasiv la toate aceste lucruri, va replica și din acest punct de vedere, cred că tot așa cum a avut o operațiune militară rusă de la Bahmut, care a însemnat o preluare a Rusiei a inițiativei în acest război, va fi și contraofensivă, cu pași mult mai mici decât ne așteptăm noi. Aceasta este prognoza mea, iar acești pași mici, pas cu pas, vor completa elementul de pază al acestui război prelungit, care va fi totuși în favoarea Kievului, dar mult mai lent decât s-ar crede. Dar noastră, cu siguranță sunteți foarte conectat cu presa, cu atmosfera din Ucraina. Cum simțiți moralul populației? Dincolo de ce scrie presa, de aceste clipuri care îndeamnă și o fac foarte bine la rezistență, curaj. Despre populație, se resimte o oboseală de război. Oamenii nu mai vor război. Însă nu vor acest război așa cum crede Vladimir Putin, că se vor răscola împotriva lui Zelenski și vor cere pace imediată. Oboseala de război treptat este completată cu acest sentiment gen, dacă am răbdat până acum, merită să continuăm acest efort de apărare a statului ucrainean. Marele probleme ucrainene, deci cea mai grea perioadă a fost iarna, când nu era curent electric și era și frig. Acum Ucraina, cu ajutorul Occidentului, a reușit să-și stabilizeze situația cu sisteme de apărare antiaeriană oferită de Occident și lucrurile, din acest punct de vedere, sunt mult mai bune. Desigur, resurse umane, mobilizarea în armată, este problemă, deci acest clip este adresat, de fapt, tinerilor și încurajează oamenii să fie încorporați în armata ucraineană și să participe la operațiunile de eliberare. Suntem în faza în care societatea ucraineană se adaptează de la un război de acesta descris de unii jurnaliști, război de tranșee, selfie de 3 luni. După 3 luni de zile, cei care făceau selfie în tranșee au înțeles că războiul se învechește și rutina devine o problemă, se transformă într-o adaptare a societății la un război de lungă durată. Și Rusia la fel este în această adaptare. Este o altă competiție, un maraton care se va prolungi și cine se va adapta mai repede și cine va fi mai mult susținut, acela va fi învingător. Vorbeam mai devreme despre alegerile din Turcia. Dacă mâine ar avea loc alegeri în Ucraina, credeți că lumea l-ar alege din nou pe Zelenski? Care este cota lui acum? Desigur, a crescut foarte mult Zelenski în sondaje după ce a fost invadată Ucraina, apoi a descrescut această popularitate. Oricum, Zelenski rămâne politicianul numărul 1 în Ucraina și cred că are șanse foarte, foarte mari să devină din nou președinte dacă mâine vor avea loc alegeri în Ucraina. Bine, nu sunt posibile aceste alegeri în momentul de față, pentru că legea marțială, potrivit Constituției ucrainene, nu permite desfășurarea unor alegeri în contextul războiului. E și normal. Autoritățile ucrainene au spus că nu vor desfășura niciun fel de alegeri în contextul acțiunilor militare, pentru că nu este corect să se facă. Deocamdată, Zelenski se menține pe poziții de susținere din partea societății ucrainene în pofida războiului, dar învechirea acestui război înseamnă, desigur, descreșterea treptată a popularității lui Zelenski pe fondalul problemelor colaterale care apar, economice în special, sociale și multe, multe altele. Bun, mulțumim mult, domnule German, pentru explicațiile dumneavoastră și vă mai așteptăm aici la Prima News. Mulțumim frumos! Inundații nebune, catastrofale, așa cum nu am văzut niciodată, îndrăznesc să spun, în România. Credeam că sunt imagini doar specifice altor zone din Europa, cu mașini mutate de ape pe străzi. Am văzut astăzi în România. O să vedem imaginile. E bine să le... Da, dai drumul să meargă. Hai, așa. Și acum dă-i play pe mine. Frumos. Păi băgați imaginile. Bine, nu băgăm imaginile. Ba da, uite, le băgăm. Asta se întâmplă în Caraș, în Caraș Severin, în Reșița, iar la Focus am avut o discuție în direct cu domnul primar al orașului Reșița, domnul Popa. Îl vedem acum, imediat.
Eu sunt la fața locului, apele s-au retras, sau debitul apelor a scăzut. Ce pot să vă spun este că am discutat și cu cei de la Apele Române. A fost o rupere de nori în care în zona noastră am avut circa 67-68 de litri pe metru pătrat. Și rezultatul este cel pe care l-ați văzut în imaginile precedente. E o stradă care, pe care vin, de fapt, două văi în formă de Y foarte puternice și rezultatul este că bazinul care captează apa din Amonte n-a făcut față și apa a ieșit pe stradă. Nu este niciun pericol uman, n-a fost niciun pericol uman. Sunt câteva mașini avariate, aș zice, până în 10, 7, 8, 10 mașini care au diverse avarii. Le vom analiza împreună cu colegii noștri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Colegii mei de la primărie împreună cu cei de la ISU, pompieri, Apele Române, sunt în Amonte, jandarmii sunt în Amonte și au deja decongestionat bazinul de retenție de sus din Amonte de stradă. La ora asta strada deja este, dacă vedeți în spatele meu, apa s-a liniștit, a fost redeschisă captarea subterană, care are diametru de 1200 de milimetri. Și lucrurile s-au liniștit. Sincer să fiu cu dumneavoastră, în 1997, din datele pe care le am, a mai fost o chestiune de genul ăsta în care 40 de mașini au trecut de digul care este în partea cealaltă și au fost luate de cursul râului Bârzava. Noi am avut o intervenție foarte serioasă în urmă cu 2 ani aici. Am betonat strada, am lucrat la infrastructura subterană, la partea de captare și sus la bazine. N-au mai fost probleme până acum. Acesta a fost intervenția în direct la Focus, la Prima TV, în emisiunea de la ora 18, a domnului primar de la Reșița. Imagini tulburătoare, cum, repet, nu am mai văzut și așteptam mai multă, nu știu, că omul a fost acolo, a fost prezent la locul faptei și a încercat să facă tot ce se putea, în așa fel încât pagubele să fie cât mai reduse. Trebuie să încheiem emisiunea, pentru că o vom face nu înainte de a vă arăta un nou episod din campania noastră Mănâncă Românești, pentru că am început discuția din această seară vorbind despre bani, despre colectare. Hai întâi de toate, înainte de a ne gândi cum să-i colectăm, hai să vedem cum îi producem. Și agricultura a fost și va continua să fie un motor important. Ar trebui să fie motor principal al economiei românești, dar îi lipsesc tare multe. Ne-am propus cu această campanie Mănâncă Românești să trezim interesul, dacă nu al autorităților, măcar al publicului. Urmăriți campania asta. Nu uitați, știrea serii a plecat de la ANAF. Domnul Heiuș și-a dat demisia și asta, potrivit informațiilor pe care le are Sebi, poate fi începutul unei serii mai lungi, unei liste mai lungi de plecări, demiteri, demisii, disponibilizări. Să vedem. Vremuri interesante. Uite unde a dus greva profesorilor. Nu? Am fost și astăzi cu voi, Costi Mocanu, Sebastian Zacman, aici la Proiect de Țară România. Vă mulțumim mult pentru prezență. Mănâncă Românești și ia exemplu de la oamenii ăștia care încearcă să facă lucruri mai bune în țara asta. De producție pentru zapusca de macro e o procedură prin care ceapa se opărește, nu se prăjește. Vâna ta este înlocuită cu macro. Țelină, morcov, ardei capia, crud și cop. Așa se face zacusca din pește cu care Mihail Balaban, un brăilean cu masterat în nutriție, și-a fidelizat clienții. Ideea de a-i face pe români să mănânce mai sănătos a luat naștere în 2015, atunci când, acasă, și-a făcut un mic laborator în care a început să gătească preparate bogate nutrienți pe care le conserva în borcane. 50.000 de euro l-a costat acest proiect, bani pe care i-a obținut prin muncă în ani de zile. E vorba de un concept prin care se încearcă îmbinarea modului de lucru a bucătarilor, șefilor, cu principiile nutriționale din ingineria și tehnologia industriei alimentare.
Fel și fel de tipuri de zacuscă, sosuri făcute în casă și inclusiv o gamă de preparate gătite fără strop de ulei. Sunt doar câteva dintre bunătățile cu care Mihail și-a atras clienții care îi bat și acum la ușă. Vestea succesului său a ajuns și la marii proprietari de restaurante, care și-au dorit să colaboreze cu el. Așa a reușit să-și extindă afacerea și a devenit bucătar într-un cunoscut bistro din oraș. Este o completare a activității mele, în sensul că o parte dintre produse pot fi folosite și de către unitățile Horeca și aici este cel mai bun exemplu unde am dezvoltat colaborarea pe aceleași principii cu care pregătesc mâncarea la firmă. L-am cunoscut pe domnul Mihail cu zacusca de novar și apoi cu salata fir întins, concepută de dânsul. Ultima rețetă concepută pentru bistro fir întins este un stoceac făcut numai cu carne de sturion. Colaborarea s-a dovedit un real succes. Români din toate colțurile țării vin aici pentru rețetele lui. Nu doar gustoase, ci mai ales echilibrate nutritiv. Multe dintre ingredientele pe care le folosește în rețete sunt cumpărate de la producătorii locali. Este astfel și felul său de a-i susține. Folosesc o gamă de condimente naturale care sunt uscate, să zicem, doar în aer. Față de multe dintre produsele de pe piață concurente, să spun așa, pot fi încălzite și pot fi folosite ca și mâncăruri gătite sau ca sosuri pentru alte preparate. Prin pasteurizarea ușoară, la aer cald, Mihail se asigură că produsul își menține în timp valoarea nutrițională. Se poate vedea carnea, se poate vedea ardeiul, se poate vedea ceapa. Are și un conținut de omega-3 destul de mare. La fel de apreciate sunt și dulcețurile făcute de Mihail. Un fruct foarte gustat, vișina, cu un fruct care este considerat unul dintre cele mai încărcate din punct de vedere nutrițional cu antioxidanți, aronia. Păstrăm cât mai mult din valoarea nutrițională, să zicem, originală a fructelor. Unul dintre produsele foarte căutate, în special de copii, făcute de noi, este ciocolata de casă, aici avem și formă de mărțișor. E o ciocolată cu o rețetă dinainte de 1990, cu lapte, praf și unt. Chiar dacă costurile pentru mâncarea sănătoasă sunt de obicei ceva mai ridicate, Mihail încearcă să păstreze un preț accesibil pentru toți cei care vor să aibă o alimentație sănătoasă. Asta înseamnă însă și un profit mai mic decât al altor restaurante. De aceea, trebuie să susținem România și să mâncăm românești.